Daniela Crudu ar putea deveni cumnata lui Pepe. Se pare că Bombo Pastramă, fratele Raluca, i-ar fi pus ochii pe Cruduța și ar încerca din răzputeri să o cucerească. Cruduța pune pe jar toți burlacii din București și nu numai. Unul dintre ei, și anume Bombo Pastramă, cumnatul lui Pepe, se pare că ar vrea cu tot din adinsul să o cucerească pe sexy bruneta. Dar, surpriză, Daniela nu s-ar lăsa sedusă așa ușor, cel puțin așa susțin apropiații tânărului amorez. Nu îl refuză categoric, îi dă de înțeles că ar avea șanse, dar îl lasă să se chinuiască, să intre în grații. Bombo este însă mai decis ca niciodată să-și o facă pe Daniela Crudu iubită și susține că este dispus să se cumințească doar pentru a fi cu ea. Oare Cruduța l-a cucerit pe Bombo la ziua lui Adrian Minune? Acolo cei doi au fost prezenți și cu siguranță bruneta aia a atras atenția tânărului, iar Daniela a descris bărbatul perfect pentru ea. Brunet, bine făcut, să fie bărbat adevărat, să aibă personalitate. Oare să ne gândim deja la o idilă?